Munții mi-au dat genunchii, genunchii de piatră, să nu pot îngenunchea, să merg drept cât voi merge prin lume. Cu aceste gânduri ne întâlnim la o nouă emisiune în care vom continua să vorbim despre un model, un model pentru noi toți, un simbol și un reper pentru valorile morale ale neamului românesc. Vom continua călătoria noastră împreună cu cel care s-a plecat cel mai mult asupra vieții și activității marelui român, Corneliu Coposu. Și spun din nou bun venit în emisiunea Provocările la lectură lui Marin Pop. Bine, v-am găsit. Am prezentat, mulțumesc pentru invitație. Da, am prezentat în prima parte a acestei emisiuni lucrările cercetătorului științific, doctor în istorie, Marin Pop, care, așa cum vă spuneam, nu întâmplător, cred, s-a născut în Bobota lui Corneliu Coposu. Ne-a vorbit Marin Pop despre importanța formării fiecăruia dintre noi, despre educația primită de Corneliu Coposu în familia sa. Aș dori să continuăm acum, Marin, tot pe această linie puțin a formării. După familie, poate sunt importanți și oamenii pe care îi întâlnim în viața noastră, întâmplări sau oameni care ne pot schimba viața. Și acum ne vom duce poate puțin spre Bădăcin și spre Iuliu Maniu și o să te rog să faci o legătură între Corneliu Coposu și înaintașul său, Iuliu Maniu. Dar în primul rând, cei care au schimbat viața după familie, a fost și foarte frumos să spune în articolele pe care le publică, mulți nu cunosc faptul că seniorul și-a început cariera ca jurnalist, nu ca și om politic, la absolvirea Facultății de Drept din Cluj, a primit această ofertă din partea lui Zaharia Boila, căsătorit cu o nepoată lui Maniu, deci nu întâmplător, dar aici regăsim articole foarte frumoase despre profesorii de la Blaj, profesorii care au îndrumat cariera. La momentul respectiv, școala elementară din sat era 4 clase și liceu era 8 clase, așadar seniorul a absolvit liceul din Blaj, practic 8 clase. Din Mica Roma, cum îi spune Eminescu Blajului, da? Spunea, da? Și a rămas marcat de modestia și de îndrumările pe care le-a primit de la profesorii săi. Desigur că în această perioadă l-a cunoscut și pe cel care avea să devină mentor, pe Iuliu Maniu, fiindcă între familia Coposu și familia Maniu exista și o legătură de rudenie mai îndepărtată pe filiera Simeon Bărnuțiu. Și aceste relații dintre cele două familii s-au sudat în special la sfârșitul războiului. Ca semnatar al Marii Uniri, Valentin Coposu și mama lui Iuliu Maniu, Clara Maniu, sora sa, au fost arestați de către autoritățile comuniste maghiare, condusă de către un alt sălăjan, din păcate de tristă renume, Bela Kun, din Lelei, ajunsese să instaureze comunismul la Budapesta și atunci, în închisoare de acolo, sub acel pericol, s-au sudat și mai mult relația dintre cele două familii, se vizitau foarte des, la Bădăcin, sora lui Iuliu Maniu, sora Ceciliu, a ctitorit o capelă, era călugărită, și aici, în special, duminica după amiază, povestesc din sensele surori, preotul, împreună cu toată familia, cu copiii, mergeau și oficia vecernia de după masă. Și aici l-au cunoscut și seniorul l-a cunoscut pe Iuliu Maniu. De mic copil i-a dat anumite însărcinări, anumite cărți pe care să le citească. Ce important este să aranjeze să biblioteca. Avem pe cineva care ne îndrumă, da, și lectura. Să știm ce cărți să citim, practic, pentru, da, formarea noastră ulterioară. De mic copil,
i-a indicat anumite cărți pe care să le citească, să aranjeze biblioteca de la Bădăcin și apoi a devenit secretarul lui Iuliu Maniu într-o perioadă extrem de dificilă pentru țara noastră, 1937-1947, când practic la noi se instaurează numai puțin de trei dictaturi. Este vorba de regimul autoritar al regelui Carol al II-lea, apoi dictatura legionară antonesciană și apoi antonesciană și, nu în ultimul rând, cea mai cruntă, apoi este vorba de dictatura comunistă, acea ciumă roșie care era cu totul străină poporului român, din păcate, care a însemnat și sfârșitul lui Iuliu Maniu, a însemnat și cei 17 ani de închisoare pentru Corneliu Coposu, tocmai pentru că n-au plecat capul în fața jugului sovietic. Poate ne întrebăm mulți dintre noi acum ce s-ar fi întâmplat cu România dacă ar fi fost mai mulți Corneliu Coposu. Mai mulți care ar fi îmbrățișat această idee a nu accepta ceea ce crezi că este rău pentru poporul tău. Au fost mult mai mulți, să ne aducem aminte și de cei care au luptat cu arma în mână în munți și au murit. De cei care au murit în pușcării. Întreaga elită, practic, românească a fost ceva unic în istoria țării noastre. Au încercat să o pună, dar au fost înlăturați, pur și simplu, da. Chiar fizic, unic, caz în istoria țării noastre, ca un regim politic ajuns la putere, cum a fost regimul comunist, să înlăture întreaga elită. Elită care s-a refăcut apoi foarte greu, în perioada comunistă, mult sub chipul și asemănarea regimului și, din păcate, aceste urmări se văd chiar și în ziua poate de multă astăzi. Poate vreme de aici. În arhivele securității, într-un document foarte interesant, era la o discuție seniorul Coposu cu Nicolae Carandino, un alt frântaș de marcă, jurnalist și director al ziarului Dreptate într-o anumită perioadă și discuta cu tocmai această problemă. Spunea Carandino, am ajuns într-o situație cum nu se poate, n-a mai fost în istoria țării noastre, cu elita decapitată și știm ce înseamnă refacerea unei elite și formarea oamenilor de stat, ne mai trebuie poate 100 de ani, asta până anii 70-80, când eram încă sub cruntul regim comunist. Seniorul Coposu, într-adevăr, a dat dovadă de tărie de caracter și după eliberare, după ce a trecut 17 ani prin iadul comunist. Un exemplu relevant, fiindcă sunt multe, a fost chemat de către Gheorghe Udeș, nou lider comunist, care a vrut să-i ofere o slujbă, jurist consult, cu un salariu de 5.000 de lei la vremea respectivă, făcând o comparație, n-a acceptat, a ajuns muncitor necalificat cu un salariu de 700 de lei. Dar cu condiția, i-a pus Gheorghe Udeș această condiție de a se dezice de înaintașii săi, de idealurile sale politice. Un alt exemplu relevant în care nu l-a trădat pe mentorul său, chiar după arestare, în urma capcanei de la Tămădău, s-a încercat a fi introdus în lista de martori, acuzatoră. Și atunci un fost coleg de generație, Avram Bunaciu, care a făcuse pactul cu diavolul și ajunsese mare anchetator, i-a pus în față o hârtie, semnează și vei fi liber. Ce însemna? Dacă semna, a devenit un acuzator față de mentorul său Iuliu Maniu și el spune apoi în memoriile sale, nu puteam, cum puteam să-mi trădez mentorul și înaintașii, n-am acceptat și atunci a fost trimis direct la carceră și apoi a colindat toate închisorile din România. Poate puțin știu, pentru că vorbim de mentorul său Iuliu Maniu, Corneliu Coposu a scris foarte mult, iar una dintre lucrările sale este și istoria unui tribun, biografia
lui Iuliu Maniu. Alte lucrări ar fi Ungaria ne cere pământul, Țara sălajului, Luptele românilor din Transilvania înainte de Suplex Libelius Valachorum, Armistițiul din 1944 și implicațiile lui. O parte dintre acestea le-am adus aici. Jurnal din vremuri de război, o lucrare care a fost reeditată. Am descoperit-o la CNSAS. Eu am descoperit-o la CNSAS. Și a apărut, am trecut la Zalău, la editura Caiete. Editura Caiete Silvanie, în 2013. O să vă mai arăt și alte cărți pentru a vă ruga să vă apropiați de marea personalitate a lui Corneliu Coposu. Corneliu Coposu, Confesiuni. Cu Doina Alexandru. Da, dialoguri cu Doina Alexandru. Corneliu Coposu, Semnele timpului. O parte din opera sa jurnalistică, da. Foarte frumoasă. O lucrare pe care nu de mult am avut bucuria să fie dăruită chiar de Marin Pop. Mărturisiri Corneliu Coposu, un dialog cu Vartan Arachelian. Reeditată și aceasta. Da, reeditată. Și mai avem aici Viața lui Corneliu Coposu de Tudor Călin Zarojanu și aceasta. Tudor Călin Zarojanu este un mare jurnalist care a avut primul care a avut șansa să intre în arhivele CNSAS-ului. Și uite, mi-amintesc că cu Marin, nu de mult a fost la Zalău Ana Blandiana. Am citit cât de impresionată a fost Ana Blandiana de omul Corneliu Coposu, de acest munte de moralitate și gândire românească și apărător al ideilor nobile românești. Foarte mult a vorbit despre Corneliu Coposu și cu siguranță o va mai face. Eu mi-amintesc doar un gând pe care l-am citit exprimat de Ana Blandiana. Spunea că după Revoluție, deci în România post-decembristă, cu toții asistam la tot felul de evenimente care poate nu erau exact pe gândirea lui Corneliu Coposu, în care toată lumea vedea un salvator. Și de multe ori Ana Blandiana și alții interveneau și îl rugau să facă ceva pentru a se schimba lucrurile. Iar omul acesta, care a stat atâția ani în închisoare, așa cum spune el cu seninătate, și un optimist incurabil, așa cum l-au văzut cu toții, spunea foarte simplu: istoria trebuie lăsată să funcționeze, să curgă. Un lucru extraordinar. Deci nu a reușit, după atâția ani, să urască pe nimeni, și și-a păstrat înțelepciunea aceea că lucrurile trebuie să meargă așa cum sunt ele. Și având, bineînțeles, credința că într-o zi toate se vor așterne pe făgașul normal. Câtă înțelepciune, câtă putere de a ierta, de a uita și de a avea încredere, poate, în dreptatea divină. Într-o zi, în anii 90, cei ani tulburi, povesteam cu fostului secretar Ionuț Gherasim, nepotul marelui tribun maramureșan Ilie Lazar. Spune, l-am văzut pe senior trecând strada în grabă și abordând o persoană. Am mai prins din discuție când îi spunea: dacă într-o zi o să fii judecat, să mă chem ca martor și o să declar faptul că ai fost nebun, fiindcă un om normal nu putea să facă așa ceva. Stătea de vorbă chiar cu Vișinevski, în ultimul timp este cercetat, fostul comandant al închisorii de regim sever de la Râmnicu Sărat. Și a spus, nu trebuie să fii condamnat, mai degrabă să fii dus la Balamuc, fiindcă un om normal nu putea să facă ceea ce ai făcut. Un român nu putea să-și închidă semenii, să-i tortureze. Da, uite, mi-amintesc acum, citind cartea surorilor Coposu, Amintiri povestite, amintiri trăite, se scrie și aici despre faptul că nu putea sau nu dorea să accepte Corneliu Coposu că sunt români cei care îi torturau în închisoare. Sunt asiatici, și din prea multă iubire, chinezi. Da, știa acest fapt, că erau frații de-ai lui, erau români, dar dorea să nu recunoască, pentru a nu urâ. Deci nu a dorit niciodată să se încarce făcând de o paralelă. Petrețuțea pe patul de moarte, același lucru spunea și el. Dacă urește ceea ce s-a întâmplat în regimul comunist, da, dar nu pot să urăsc poporul român. Cred că este vorba aici, deci vorbind despre Corneliu Coposu, vorbim de o lecție a iubirii de țară și de neam. O lecție adevărată care ar trebui să se predea în școală, așa cum a fost ea. Așa cum spunea foarte frumos și doamna Ana Blandiana și Romulus Rusan,
fiindcă dacă noi am avea astfel de modele, nu ar avea de câștigat Cornelul Coposu, ci noi am avea de câștigat și generațiile care vor veni după noi, cu cât vor cunoaște mai mult astfel de personalități, precum seniorul Coposu, Petre Țuțea și mulți alți mari, Iuliu Maniu și toată pleiada noastră de sălăjeni, noi vom avea de câștigat și mai ales acum în această, să spunem, atmosferă în care valorile sunt confuze, sunt răsturnate, societatea noastră care după 90 parcă nu și-a mai găsit locul și rostul și acum suntem practic tot în încercări de a ne regăsi. Să lăsăm istoria să funcționeze, să curgă. Da. Așa? Probabil că vine o zi când se reașează. Dar pentru aceasta avem nevoie de anumite repere morale. Spre ce să ne îndreptăm. Dacă reperele noastre sunt, nu dăm nume, dar spunem de un curent muzical, de manele, sau spunem de cineva care spunea că a merge la casino este numai familie nobiliare. Era pe televiziuni această expresie a cuiva a cui nu te așteptai, că a merge la casino este o îndeletnicire nobiliară. Totuși, atunci ne dăm seama că suntem departe de aceste repere. Dar avem datoria, cred, chiar în onoarea și omagiul lui Corneliu Coposu, să îndrumăm pe cei care doresc să se apropie de adevăr, să intre în cărți, să cunoască într-adevăr care sunt valorile morale și ce este cu adevărat important în viața noastră, ce ne rămâne din toate. Noi și am nu cred că nu vor fi impresionați de ceea ce vor citi în aceste cărți. Am încercat prin Fundația Corneliu Coposu, au existat până acum 3 ediții a unui concurs online cu toți elevii din țară, Corneliu Coposu în istorie, unde am avut onoarea și sunt alături de distinsele surori în acest juriu acestui concurs, alături de domnul Fulger Cristian, nepotul domnilor sale, care a venit cu această idee, spunem noi, deosebită, ca elevii, sub îndrumarea profesorilor, să cunoască cât mai mult din viața și activitatea seniorului. Le-am dat această posibilitate elevilor de a alcătui eseuri, de a lăsa imaginația să le zburde sub îndrumarea profesorilor, dându-le anumite repere, și am și publicat, fundația a publicat o carte, Juniorii Seniorului se numește. Vreau să arăt această carte celor care ne privesc. Fundația Corneliu Coposu și Tudor Călin Zarojanu vă prezintă Juniorii Seniorului. Este o carte care pe mine m-a impresionat poate mult mai mult decât ceea ce știam înainte despre Corneliu Coposu. Să vezi niște tineri cum scriu despre acest om. Și o să nu ne permite timpul să citim prea mult, toată cartea ar trebui citită, doar câteva titluri ale eseurilor publicate aici. Magister Moralitatis, îi spune un tânăr lui Corneliu Coposu. Ecce homo, adică iată omul. Mai departe, o pildă pentru generațiile viitoare, lecție de verticalitate. Iar dacă spun lecție de verticalitate, vreau să citesc un pasaj din acest eseu extraordinar de emoționant. Târziu este ceasul istoriei, dar poporul român nu pare a răspunde chemării spre demnitate, dreptate și solidaritate. Din păcate, a pierdut și pe ultimul care putea servi drept model de integritate morală, exemplu de patriot discret, dar hotărât, seniorul Corneliu Coposu. Titlurile curg mai departe. Onoare și atitudine într-un singur nume. Icoana sacrificiului românesc. Un președinte pe care nu l-am meritat. Un președinte moral de urmat, spun tinerii. Destinul unui campion. O adevărată personalitate, un martir și un mit, președintele moral al românilor. Demiurgul democrației post-decembriste. Sunt foarte multe titluri aici, un adevărat reper. Seniorul politicii românești. Îngerul păzitor. Ce m-a marcat? Sinceritatea elevilor.
câțiva care au scris, spun sincer, nu l-am cunoscut pe Senior. Nu eram născut, practic, în momentul în care Seniorul a trecut în eternitate. Dar, sub îndrumarea profesorilor, am ajuns să-l cunosc și să-mi dau seama că a fost o mare personalitate. Sunt emoționante toate și uite acum, chiar n-am deschis până aici cartea, dar e un acrostih pe care l-a scris un copil. Urare seniorului. Acrostihul, cred că știu ascultătorii noștri ce înseamnă. Deci seniorul sunt primele cuvinte din versuri. Să-ți fie numele nemuritor este urarea-mi de copil. Nădejdea fie-ți far călăuzitor, însă speranța va fi crezul tău nobil. Onoruri vei primi, dar după câtă vreme românii, chiar dușmani, te vor iubi și respecta. Uitarea peste al tău nume nu se va șterne. Legiunea de onoare, Franța, ți-o va acorda. Și multe, multe asemenea cuvinte extraordinar de importante. Legiunea de onoare este cea mai înaltă distincție a statului francez pe care seniorul Coposu a primit-o din partea președintelui Franței Jacques Chirac. Noi, din păcate, nu i-am recunoscut adevărata valoare și toți cei din Occident, presa democratică din Occident, l-a catalogat ca președintele moral al României. Da, și tot un copil, asta într-adevăr m-a impresionat pentru că a încercat să facă drumul pe unde a trecut Corneliu Coposu. El a fost Corneliu Coposu, unicul și eternul Corneliu Coposu. Pentru tot ce am învățat de la el, eu, o copilă de 16 ani, sunt recunoscătoare. Și spre a-i mulțumi pentru tot ce a făcut pentru noi toți, am vrut să fiu eu, mesagerul tuturor. Am scris acest eseu și, drept recunoștință pentru marele și unicul Corneliu Coposu, am refăcut drumul lui prin orașul meu. Am trecut prin fața închisorii din Râmnicu Sărat și m-am oprit să retrăiesc în gând tot ce a pătimit el acolo, iadul pe pământ. M-am dus apoi la monumentul închinat lui, la intrarea în orașul nostru, și am păstrat un moment de reculegere. Garoafa roșie pe care i-am așezat-o la obelisc este un simbol, simbolul recunoștinței mele. Și tot în această carte se spune atât de frumos că poporul român are mare speranță în a renaște și a-și recăpăta valorile atâta timp cât există juniorii seniorului. Poate că avem noi datoria, toți spunem că tinerii nu citesc, dar eu cred că ei citesc dacă știm cum să-i sensibilizăm și să-i apropiem de cărți. Desigur, doar acest concurs, câți tineri și câte valori și cât de sensibili au scris. Sigur că poate la un moment dat și istoria mi se pare puțin mai greu de citit, dar am preluat un îndemn foarte frumos de la un reprezentant de marcă al tinerei generații de istorice, se vorba de Adrian Cioroianu, care are o emisiune și la sfârșitul ei spune foarte frumos: nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste. Dar dacă știm să apreciem, să privim istoria ca pe o poveste frumoasă, este mult mai ușor de înțeles. Și dacă știm cum să citim această poveste pentru ca ea să ajungă la sufletele celor de astăzi. Iar Corneliu Coposu este o poveste reală, o poveste despre moralitate, despre etică, despre adevăr. Așa cum îi spun și copiii și noi, este un simbol și un reper moral și pentru aceea am încercat și noi să fim niște juniori ai seniorului și la 100 de ani de la naștere am provocat o altă chemare, o chemare spre exprimarea liberă a gândurilor tuturor românilor. La Conferința Națională a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, din 15 mai, înainte doar cu câteva zile de 20 mai, am adresat tuturor colegilor din țară invitația de a ne scrie. Despre ce să ne scrie, o să vă provocăm și pe dumneavoastră acum. Corneliu Coposu, 100 de ani de la naștere, 20 mai 1914, Bobota Sălaj, 11 noiembrie 1995, București. Reper și simbol pentru valorile neamului românesc. Exprimare liberă despre moralitate, etică și adevăr. Aceasta vă propunem, dragi sălăjeni.
Și i-am rugat pe toți din țară și vă rugăm și pe dumneavoastră ca, pornind de la câteva gânduri exprimate de Corneliu Coposu, să vă exprimați părerea. Vă citesc acum aceste gânduri. Patriotismul este o dragoste discretă pentru țară, o disponibilitate de a da oricând viața pentru ea și de a nu mărturisi acest sentiment. Găsesc că afișarea patriotismului este indecentă. Un om care simte dragostea pentru țară, un om care este decis ca în interesul țării să-și sacrifice propria existență, nu are să se bată pe piept cu sentimentul acesta, spunea Corneliu Coposu. Un al doilea gând exprimat de senior. În fond, nu e importantă persoana mea, e importantă ideea legată de activitatea mea. Dacă această idee triumfă și dacă ea este îmbrățișată de prietenii mei și de opinia publică, apariția sau dispariția mea sunt secundare. Totul este să supraviețuiască o atitudine. Dacă aceasta triumfă, dispariția mea nu mai este semnificativă. Și un al treilea gând exprimat de acest reper moral. N-am tranzacționat niciodată cu principiile. N-am renunțat niciodată la obiectivele care privesc independența națională, suveranitatea națională, integritatea țării și la principiile democratice. Am fost în stare să fac, aș spune cu seninătate, 17 ani de cruntă pușcărie comunistă pentru aceste principii. Sper ca generația următoare, care va prelua ștafeta, se va achita de răspunderea care va apăsa pe umerii ei și va duce la îndeplinire obiectivele pe care le-am țintit noi. Poate practic noi este... suntem generația viitoare și avem o mare datorie morală. Acesta este practic testamentul, în special ultimele două citate sunt reprezintă doar acest gând, testamentul seniorului pentru noi. Pentru și noi. Generațiile. Și ne simțim datori. Acum, în centenar, Corneliu Coposu, să răspundem. De aceea vă rugăm și pe dumneavoastră, așa cum i-am rugat pe toți colegii din țară, pe toți românii, de fapt, ca pornind de la aceste convingeri rostite de seniorul adevărului, să vă exprimați opiniile în legătură cu importanța sacrificiului, a dragostei de țară, a eticii și morale în România. Contează simbolul Corneliu Coposu azi? Nu a făcut concesii imposturii, duplicității, nu s-a plecat după bătaia vântului, așa cum spuneai și tu, Marin, și a rostit convingerile fără să se teamă de riscuri. Vă invităm așadar, indiferent de vârstă sau preocupări, să spuneți ce gândiți în perioada 20 mai, 11 noiembrie 2014, adunăm cuvinte în memoria unui mare român. Așteptăm păreri sincere, personale, exprimate în maxim două pagini. Acestea vor fi cuprinse în revista Idei a Bibliotecii Județene Sălaj pe 2014 și vor fi promovate în întreaga țară. Iar cei care vor scrie vor beneficia de acest număr special. Vă rugăm să trimiteți gândurile dumneavoastră sincere pe adresa Bibliotecii Județene Sălaj sau pe e-mailul pe care îl găsiți și pe site-ul nostru bjsmarketing@aroniahope.com sau la oricare din secțiile instituției. Să rămânem în minte cu aceste idei exprimate atât de frumos și adevărat de seniorul adevărului, Corneliu Coposu. Să-l purtăm în suflete și în inimi și să nu uităm niciodată cât de mult a respectat ideea de națiune, ideea de adevăr, ideea de morală și etică.